Toma cam mai stând o vorbă. Salut, șacalilor, ce faceți? Nu, frumoșilor, n-ați ghicit, nu-mi bate vântul în casă, nu-mi plouă în casă, ci doar a venit război. Și ce mai faceți? Cum vă mai simțiți? Ați văzut cumva rachete că zboară, avioane, chestii de-astea? Ați auzit ceva bombe sau de curiozitate? Cum ar fi, frate, noi să fim aici liniștiți și să aud la mat? Astăzi o să ne uităm la TikTok-uri pentru că 90% dintre oameni sunt dependenți de TikTok și de ce să nu fii 95% după clipul ăsta. Anul ăsta ne-am propus să facem 1.500.000 de abonați, mai avem nevoie de vreo 200.000, așa că bum, puteți să vă abonați acum. Ce costă, băi? Ce costă? Vă costă? Ce, nu vă costă nimic, bă? Știți că pe canalul ăsta este mema cu Snickel Boss-ul, Snickelești, am chelit și zic și eu mereu că am chelit, dar de pare, prieteni, că în curând nu va mai fi această mema pe canal, bă. Am fost la Dr. Felix în București, care este cel mai tare doctor din România pe implant, pe tot ce trebuie. Vă pun câteva cadre pe care le-am filmat acolo și mi-a zis cea mai bună și frumoasă veste. Știți că tot făceam mișto și zicea și voi că ar trebui să fac implant, că Snickel Boss-ul e bine, nu trebuie, bă. 2 minute vă las cu ce am filmat și mulțumim lui Dr. Felix pentru că numai el și Dumnezeu ce mai fac așa minuni. Este o procedură simplă care se extrage o cantitate de cât? 3,3 ml. Acest flacon va intra acum într-o procedură de centrifugare. De ce centrifugare? În flacon există un filtru, un gel, care permite trecerea numai anumitor particule din sânge dincolo de acest filtru. Cele mai importante și ce ne trebuie nouă sunt particulele rezultate de trombocite, platele de plasma. Se vede clar cum particulele mai grele trec de către filtrul în partea de jos, iar particulele mai ușoare trec în partea superioară. În partea superioară se găsește o cantitate, cel puțin așa știu eu, cea mai mare cantitate de trombocite pe mililitru, circa 4 milioane pe mililitru. Acum vom trage această soluție care conține trombocitele respective în seringi și urmează să injectăm în zona în care este nevoie. O altă caracteristică a acestui produs este faptul că, cel puțin din experiența mea vă spun, și vă spun de o experiență de câteva sute de proceduri până în momentul de față, este o procedură care nu doare. PRP-ul, în mod normal, este o procedură dureroasă. Aceasta, însă, este destul de friendly cu pacientul și este foarte important să înțelegeți faptul că procedura nu este dureroasă, pentru că pacientul trebuie să fie compliant, el trebuie să revină la tratament, el trebuie să respecte protocolul. O să vă explic imediat și tehnica prin care facem, pentru că dacă ținem prea mult apăsat, s-ar putea să creeze o presiune prea mare în interior și substanța să iasă. Nu ne grăbim, nu avem foarte multă substanță la dispoziție. Trebuie să înțelegeți că alopecia androgenetică este o afecțiune, este o boală, este o boală, are cod de boală efectiv. Iar tratamentul acesta este un tratament ce ne ajută foarte mult în întârzierea manifestării alopeciei androgenetice. Acestea fiind zise, sperăm că pacientul nostru a trecut cu bine testul PRP și îi dorim o întârziere a alopeciei îndelungate. Ne dăm mai pe dreapta și începem. Ia. Haide! Încă o dată. Mă. Bă, dar cum să zic? Mamă, ce bilău i-o dat. Bă, l-a rupt, ești prost. Poți mă mai uite o dată, mai îmi dați voi. Ia. Haide. Haide. Uai, ce l-a pârbat, ce snici, bă, ce red, ce l-a turnat, bă. Deci mi-aduc aminte că ne jucam și noi și o pârlică aici la garaj. Băi, vere, la un dat eu șutat unul, frate, la unul care stătea în poartă și în spate era garajul. Bă, când dat o minge în capul ăsta, așa cu capul de garaj, vere, dacă nu, o îndoi garajul, bă. Eu sări dinții, bă, tot și ăsta. Facem acum, mâncăm paște. Paște. O să avem, mâncăm asta de paște și acum să avem o masă de paște. Stil de gamer. Masă stil gamer. Deci. Prepare for battle. Da, Monica. Hai. Și. Ok. Hristos a respawnat. Și la ce, ce asta, bă? Suntem aici cu with my grandpa, the CEO, the my friend on Discord, da? Astăzi facem un paște de gamer, știi, gamer. Oh, bunica s-a respawnat. Iisus e Hristase. Yeah, respawn on B. La ce, bă? Ok, Hristos a respawnat. Fatality. Defeated. Mai iau, nu? Defeated. Choose your weapon. Îl iau pe ăsta. Cu ou, bă? Ok. Prepare for battle. Frate, ăsta au folosit
2, 1, begin! Hristos a răspunat! Să spun adevărat. Adevărat s-a răspunat. La ce mă uit? Nu știu dacă să râd sau să plâng. S-a drobat. Dacă ai putea să fii invizibil pentru o zi, în ce te-ai transforma? What? Bă, eram confuz toți aici. Asta, bă. Asta e o întrebare pusă de mine. Deci aici eram la clipul ăla, nu știu, ceva întâlniri pe nevăzute sau ceva în genul. Fata aia avea niște întrebări acolo pe care le-a scris Vlad, pe care trebuia să le pună. Și s-a gândit ea, cum ar fi să inventez eu o întrebare. A pus femeia mea întrebarea: în ce te-ai transformat dacă ai invizibil? Nu înțelegeam, am crezut că n-am înțeles întrebarea. Mă rog, cred că fata voia să zică cu altceva, știi? În ce te-ai transformat dacă ai fi invizibil? Păi nu știu, cred că într-un urs invizibil, nu știu. Da, da, cum? Adică ce ai vrea să vezi, unde te-ai duce? În ce te-ai transformat, ce obiect sau ce persoană? Băiatul numărul 1. Eu eram. Dacă aș fi invizibil, ori, deci, invizibil, deci, ori mă transform, ori... Nu, deci ești invizibil. Așa, și ce fac? Ești unde un, nu, eu? Nu, deci ești un obiect invizibil sau o persoană invizibilă. Așa. Ce-ai fi? Unde te-ai duce? În ce te-ai transform? Băi, mă jur că nu știam cum să răspund. Las-o, băi, nu știam, bă. Vreau să fac un clip care o să numească Mă uit la TikTok-urile pe care mi le-au trimis abonați. Așa că dacă aveți TikTok-uri de-astea tâmpite, amuzante, știi, sau ciudate, trimiteți-mi-le pe Instagram acolo la Niculescu și facem un clip, bă. Cum, bă, să facem un clip? M-am uitat la TikTok-urile pe care mi le-au trimis abonați. Mă rog, o să găsesc un titlu mai creier, că ăsta nu-i prea creier. E cam ca asta cu invizibilul. Dacă ai citit gânduri, unde te-ai teleportat? Profa, testul nu e greu, testul. Domnișoară, experiment social. Câți bani aveți la moment cu dumneavoastră? Am o leu și mi-aduc să-l bie. Domnișoară, experiment social. Câți bani aveți la moment cu dumneavoastră? Am o leu și mi-aduc să-l bie. Da, foarte amuzant. Adică, tare, oricum. Mă abțin cu greu să nu râd. Pe bune. Aveți nevoie de bani? Sună-ne. Nici noi n-avem. Dar mă, cam mai stăm de vorbă. Aveți nevoie de bani? Sună-ne. Nici noi n-avem. Dar mă, cam mai stăm de vorbă. Bă, ca la școală, mă, pe rând, așa, la ce m-am uitat, dar e tare, că e cam tare. Mereu, bă, dar mereu la clipuri de astea române, de fapt la orice clip de pe TikTok, citiți comentariile, bă. Că primele care vă apar acolo sus sunt românești, știi? Hai să citim un comentariu. Ultimul nu ați făcut repetiții. I-a dat cea mai grea propozițiile ultimului. Ultimul a plătit factura la Digi, bă. Ultimul a primit semnal, bă. Vai, nu. Ultimul îi ține locul la alt coleg care n-a putut ajunge, bă. Nu, deci le merge mintea la români extraordinar. Să știți că am postat și eu clipuri pe TikTok, adică chiar ar trebui să dați acolo un follow. Uite, am făcut 600.000, bă, 600.000, ești nebun. Mai am acum niște idei de clipuri și poate facem un milion, bă, pe TikTok. Milionar! Ia următorul. Am uși Pepsi. Cum ai ce? Jerzi cu ce? Jerzi cu ce? Jerzi cu ce? Mamă, dar ce vire. Eu cu mâta am avut jmeps. Băi, ce faci? Cum, ce faci? Ce filmează pe domeniul tău? Da? Bă, ce filmează? Bă, prea tare, ăsta a fost efectiv prea tare. Cam tare, bă, cam tare asta românești, sincer. Yeah. Dar ce are, scrie pe ele vârstă, limită, greutate, nu scrie. Unde e scrie? Păi să termine timpul și mă dau jos. Doar nu mă dau jos, dumne. Și următorul. Vai. Nimeni nimic, cursul din pădure. Bă, cum se face așa, bă? Bă, nu-i rușine, bă, o leacă de bun simț, bă. Bă, dar exact ca un urs din pădure făceam, mă, în viața mea, dacă nu. Este extraordinar, deci TikTok-uri care... Deci în America sunt, oare am zis asta sau aveam de gând să o spun, dar cred că abia acum o spun. În afară-s la modă clipurile astea, gen TikTok-uri care, la care mă uit înainte să dorm. Sau TikTok-uri care nu mă lasă să dorm. Sau TikTok-uri care mi-au vindecat depresia. Sau TikTok-uri care, la care râd cu lacrimi, știi? De astea chiar îs demni de un video de asta, jur. Try not to laugh, mod extrem. Ia. Ma. Ma. Ma, mâncați-a sufletul tău ce... Bă, ce-o căzut. Ma. Ia unul chiar cu mine.
Ești femeie. Ești femeie acum, Dumnezeule. Asta-i, sunt bolnăvion. Hai să ne pupăm. Ce-am văzut acolo? Ia, ești femeie, Dumnezeule. Ești femeie acum, Dumnezeule. Mă, e foarte cringe când râd la un clip cu mine. Dar, mă rog, nu e amuzant, e cringe, dar e amuzant. Să știți că eu nu dau like-uri pe TikTok la videoclipuri, dar la toate clipurile care sunt, nu știu, cu mine sau așa, comentez mereu și dau like-uri pentru că apreciez, băi. Vreau să zic cu ocazia asta, sunt foarte multe clipuri care apar cu mine pe TikTok, cu mine, cu frate-mi, și să știți că le apreciez pe toate, comentez pentru că mulțumesc pentru efort, bă, sincer. Ia. Mamă. Mamă. Yo. La ce mă uit? La ce mă uit? Stop it. Ăla-i un pui cumva, următorul. Despre un bărbat care se transformă într-o femeie, e normal așa ceva? E, aici este o conjunctură de structură în care o forță determinată dintr-un demiurg nu poate considera, poate este delicventă mercenară și este încercare deferită justiției și imediat imobilizată și deferită justiție în închisori. Și ar trebui lăsați oamenii să facă lucrurile astea sau ar trebui oprit fenomenul ăsta? Adică nu este determinat structibil, este inadmisibil. Se consideră viața normală și aceștia este delinvenți mercenari, cei care au făcut o fraudă. Ați putea să... La ce m-a uitat? Pentru cei care nu știu, asta e, mă rog, un fel de emisiune unde, care se numește Vax Populi, unde se ducă ăștia la sate, știi, și întreabă, nu știu, întrebări de astea, oameni de la sate, știi, și de obicei răspund foarte, na, că n-au treabă cu nimic ca sărace. Dar pe femeia asta, vere, să n-am parte, nimic n-am înțeles, bă, ești nebun la cap, nu știu dacă are sens exact ce o zici, dar sunt cuvinte foarte deștepte, ești nebun. Despre un bărbat care se transformă într-o femeie, e normal așa ceva? Aici este o conjunctură de structură în care o forță determinată dintr-un demiurg nu poate considera, poate este delicventă mercenară. Men, ce-a fost asta? Structură de rătură, de untură, de leptură, de leptic, de așa, ce? Nu vezeam eu acolo, mă, trebuie să scumpuși de așa. Și zic, o, ce pății bosulică care cap? Și îmi zice, dacă nu cumpărați nimic, dați-vă la o față. Da, ea și zic, alo, cu cine vorbești tu așa, bă, băiatule? Așa vorbești tu cu pomul de fier, vrei să-ți spargi cu tine? Și mi-a dat una bubiță de pici. Bă, ce-mi plac astea, bă, ce-mi plac astea. Se mai întâmplă ce dracu să-i facă. Foarte, dar astea îmi plac rău. Ia ce? Tu zici mai câte sute de kilograme ai de mâncare înainte, da? Gen până m-am născut eu, cât ai mâncat? Și tu ai dormit mai mult? Da, cât m-am tisert mai mult, da. When the imposter is us! Pam 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 pam, la ce m-am uitat, bă? Ia. Acel moment când cineva din România vrea să învețe Maldavski. Ah, ce darat. Io bani vrot, nahui, bliat. Se după ce ca fa, bliat, nahui. Darat, bliat. Deci ca să înțelegeți, au apărut niște clipuri pe TikTok. Dacă ați fi abonați la canalul de gaming unde chiar postăm și chiar se uită lumea acolo, adică ar trebui să vă abonați chiar acum. Am făcut eu un clip unde mă jucam Minecraft normal și nu știu cum ar veni, mi-adusesem eu aminte de ce văzusem la 1, frate, știi, cu asta. Sau, mă rog, povesteam de ruși, știi? Și aparent am înjurat în rusă și moldovenii gen de piste prut cum ar veni, sau chișat pe ei de râs, știi? Mamă, ce-o zis ăsta aici? Știi, eu nu știam ce zic, dar ei n-au mai putut de râs. El e moldovan. E român, frățiorul, e moldovan. Sigur a spus într-un vlog mai demult. Bă, sunt moldovean din Moldova, adică din regiunea Moldova din România. Eu nu sunt moldovean de piste prut, adică nu vreau să înțeleg. Bă, poate înțeleg și ăștia că sunt Maldavski. Nu sunt Maldavski, I'm here Romania. Bă, nu că sunt tari, sunt cam prea tari. Sunt prea tari, băi, prea tari. Ia. Aia o voie de la baba asta?
Mamă, deci l-a ținut baba mea o viață, cred că de la vreo 40 de ani ține pe bune dacă nu. Na, deci eu mai fac clipuri de astea, cred că 100.000. Deci dacă aveți TikTok-uri fani ciudate care merită să fie într-un clip care se numească TikTok-uri de la care mă uit înainte să adorm, vă rog să mi le trimiteți acolo pe Instagram să mai facem un clip de genul, că e cam prea tare, băi. Cred că o să fac eu un voiceover și o să editez acolo. Am postat primul episod pe canalul Ratați, bă. Cel mai nou și cel mai tare canal de frați din România, efectiv cei mai cei. Aveți și canalul de gaming, 3 canale, cine mai are? Cine din România când vreodată? Și cu reclama de rigoare îmi permit să închid acest videoclip. Dar înainte să închid videoclipul, aș vrea să mulțumesc persoanelor care încă mai sunt până aici. Nu știu care au stat până aici, că ar fi cam greu să vă uitați până aici, dar vă mulțumesc dacă ați rezistat până aici. Și ca de fiecare dată, bețea pe multă, faceți formul și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.